acele cheat sheet-uri pe care trebuie să vă uitați. Acum nu știu dacă înseamnă ceva cu voi, dar o să facem chestiile de acolo. Și, în principal, trebuie să folosim partea a doua, o să facem al doi. Vă-ți că o faie de acolo. Așa. Ca să vă amintiți lucrurile pe care le-am discutat în prima parte. Ok. Să conjugăm numele complex, ceea ce înseamnă doar că trecem I minus I,
Și conjugatul o să-l notez cu o bară deasupra, deci mereu când vedeți bară deasupra, înseamnă conjugatul unui complex este n over l minus n. Și știm că dacă obținem numărul complex cu conjugatul lui, obținem motivul la pătrat. Și vedem și explicit că dacă scriu efectiv z și z bară deasupra, o să fie erorul la infi, mulțit cu n-over la minus infi, cele două exponențiale se anulează și rămâne r pătrat, deci modul din z este egal cu r, iar el ar fi celebra formula modelă, cu cost de fi plus x sigma. Acum, ce probabil că n-ați făcut în liceu, este că atunci când avem un vector, un vector într-un spațiu vectorial complex, un vector tridimensional și avem două numere complexe în vectorul ăsta, o să-l exprim pe acolo, deci ăsta e n-ul la infi 1, n-ul la infi 2, și ce o să fac este să dau factor comun forțat pe la infi 1, care o să vină în față, și rămân cu R1, R2, R2, la R2, la fi, unde R la fi e evident de minus Q. Sau. E, acum, ce e important pentru ce o să discutăm, este că fi 1 se numește faza globală a vectorului. De ce faza globală? Pentru că e aici, în față. E o chestie globală care e conținută cu toate componentele vectorului. Iar delta fi se numește faza relativă. Pentru că e faza relativă, diferența de fază dintre cele două componente ale vectorului. Acum, v-am zis că orice stare cuantică este o rază în spațiu vectorial complex. Și puteți să întrebați ce e o rază. O rază este un vector pentru care ignorăm faza globală. Adică, pentru orice fi, orice fază fi și orice vector V, V și L al fi ori V se consideră a fi aceeași rază. Și dacă vreți matematica să definești o clasă de echivalență. Adică, toți vectorii pentru care... toți vectorii... în principiu, cu faze globale diferite, putem să-i punem în aceeași fază de echivalență. Dar bineînțeles că să avem aceeași fază relativă în interior. Dar ideea de bază e că ignorăm faza globală. Deci dacă avem ceva în fața vectorului, pur și simplu ignorăm dacă e de tip unei faze, de tipul ăla. O să vedem și exemplu de chestia asta. Și ideea e că nu ne interesează decât faza relativă. Asta e singura care face diferență. Iar fizic ce înseamnă treaba asta, este că faza globală nu poate fi detectată de niciun experiment fizic. Adică poate că stările fizice chiar sunt vectori și nu rază și chiar o fază globală. Dar mecanica cuantică ne spune că nu există nicio modalitate pe care putem să distingem între situațiile astea. Și atunci le considerăm ca fiind identice. Acum, a doua întrebare e ce e un spațiu, ce e un spațiu Hilbert, pentru că lucrurile se întâmplă într-un spațiu Hilbert. Și aș putea să vă dau definiția matematică. Dar nu o să fac asta. Și o să vă spun doar că e un spațiu vectorial complex care are niște proprietăți drăguțe. Are definit un produs scalar, pe care o să-l vedem imediat, și acel produs scalar este liniar și pozitiv definit. O să vedem în ambele proprietăți. Dar principiu nu trebuie decât să vă gândiți un spațiu vectorial complex și are niște proprietăți foarte utile. E, și acum, acestea fiind zise, putem să vedem o primă reprezentare a cubiței. Ce este un cub? Păi, în discuția de data trecută, am văzut că, cum spunea memoria calculatorului, pot să reprezintă vectorul acela R. Și vectorul acela R corespunde unui vector VR într-un spațiu bidimensional. Avea dimensiune 2 la R, e 1 în cazul ăsta, deci 2 la 1 la 2. Iar dacă fac registrul de dimensiune 1, ca în cazul ăsta, înseamnă că am un singur bit cuantic, deci un cub. Și atunci, baza pentru cubitul respectiv e dată de acești doi vectori, 1, 0 și 0, 1, pentru că ei corespund stărilor de 0 sau 1 a registrului. Dar ideea este că atunci când acționăm într-un anumit fel asupra cubitului, cu matricea MF, care reprezenta procesul pe care îl face calculatorul, o să schimbăm vectorul respectiv. Spre exemplu, dacă avem matricea asta și acționăm asupra vectorilor din bază, vedem că MF asupra lui V0 ne dă vectorul ăsta și asupra lui V1 ne dă vectorul acela. Deci, pe formă generală, un qubit e un vector de tipul ăsta. Un vector în care A și B, un vector bidimensional, în care A și B sunt numere complexe și avem proprietatea asta. Și dacă mai țineți minte regula lui Bohr, proprietatea asta pur și simplu ne spune că probabilitatea totală trebuie să fie 1. Adică cu probabilitate, modul din A pătrat o să-l măsori ca probabilitatea modul din B pătrat în măsură ca fiind 1. Dar conform postulatului întâi,
Asta e doar o manifestare a faptului că e o rasă de dimensiune urmă, o rasă unitară. Și în plus, pentru vectorul ăsta, cum spuneam, ignorăm faza globală. Deci sunt două constrângeri. Aia cu ordinea pătrată, cu ordinea pătrată egal 1 și faptul că ignorăm faza globală. Și acum, un exemplu de treaba asta cu faza globală, dacă avem vectorul ăsta, vedem că putem să dăm pe ei factor comun. Și ei în forma Euler cine este? Dacă e să scriem cam de la el ai pi pe 2, exact. Deci ăsta ar fi el ai pi pe 2 supra radical din 2, 1, 1. Adică fix vectorul ăsta. Deci, bine, cu el ai pi pe 2 în față. Deci, vectorii ăștia 2 sunt de fapt aceeași rază, care reprezintă aceeași stare cuantică. Nu există nicio diferență, deși matematic vectorii sunt diferiți, bineînțeles. Fizic îi consideră ca fiind aceeași rază, deci sunt în aceeași clasă de echivalență. În schimb, cei doi vectori de acolo, MF aplicat lui V0 și aplicat lui V1, nu sunt aceeași rază. Pentru că vedeți aici, faza relativă dintre componente e 0, au amândouă aceeași fază. Pe când aici există o fază relativă pentru că apare acel minus 1. Deci, partea aia are o fază relativă, în partea cealaltă navă, deci cei doi vectori sunt diferiți, raze diferite, deci sunt stări cuantice diferite. Asta a fost o reprezentare. În general, nu o să lucrăm cu reprezentarea asta în care avem vector coloană, ci o să folosim o reprezentare cu notația aceasta, în care starea 0 asociată vectorului pe 0, o să o notez cu 0 în paranteza aia ciudată. O să vă zic imediat că se cheamă chet 0, starea respectivă, iar cealaltă se cheamă chet 1. Și atunci, o stare oarecare, un qubit oarecare, psi, este pur și simplu o combinație linială, o superpoziție de 0 și 1, în care avem o amplitudine pentru starea 0, o amplitudine pentru starea 1 și exact același lucru cu V-ul de mai devreme. V-ul e A ori vectorul 0 plus B ori vectorul 0, 1. Deci e perfect echivalent și din nou avem proprietatea că trebuie să aibă lungime 1, proprietatea de unitaritate. Trebuie să fie modul din A pătrat plus modul din B pătrat egal cu 1. De asemenea, pe lângă vectorul ăsta pe care îl numim chet, mai există un alt vector care se cheamă bra. O să vedem imediat de ce. În principiu, bra-ul a fost introdus ca, să zicem, să fie convenabil pentru notație și ca să putem face produse scalare. Nu se intru în detalii despre ce este de fapt bra-ul ăsta, pentru că nu se explic ce e spațiul vectorial dual și mai multe chestii de genul ăsta. Dar, în principiu, ne putem gândi la el. Ca dacă aș fi fost în reprezentarea de mai devreme, în care aveam vector coloană, dacă chetul este vector coloană, atunci braul este transpusă și complex, conjugăm complex componentele vectorului. Deci dacă chet psi este acel VAP, atunci bra este, este linie în care avem fac bar deasupra, pe bar deasupra, deci e conjugare complexă. Și când îi pun împreună, e ca și este felul ăsta definesc produsul scalar. Când îi pun împreună, e ca și când înmulțesc o linie cu o coloană și obțin chestia asta. Și aici vedeți proprietatea de unitaritate. Deci orice vector înmulțit cu el însuși, orice bra înmulțit cu chet, împreună formează bra chet, și când e același vector în ambele părți, deci 0, 0, 1, 1 sau psi, psi, indiferent ce e psi, întotdeauna obține 1 pentru că nu e nimeni altul decât modul din A pătrat plus modul din B pătrat egal cu 1. În schimb, 0 și 1 sunt ortogonali unul față de altul. Și asta e foarte important. Deci, ei fiind vectorii din bază, sunt ortogonali unul față de celălalt. Adică, produs scalar între 0 și 1 este egal cu produs scalar între 1 și 0 și este egal cu 0. Acum, dacă e să fac produs scalar între 0 și o stare oarecare de psi, care poate nu e ortogonală cu 0, o să fie, aici vedem proprietatea asta de linearitate a produsului scalar, pe care ziceam mai devreme. O să exprim psi, cum l-am scris mai sus, și o să fie, puteți să vă imaginați că ăsta 0 rămâne la fel, și o să fie 0 ăsta înmulțit cu A0 plus B1. Și apoi, din linearitate, aplic 0 pe prima componentă și 0 pe a doua componentă. Și obțin A, produs scalar între 0 și 0, plus B, produs scalar între 0 și 1. Asta e 0, asta e 1, deci ne rămâne A. Adică amplitudinea pentru componenta respectivă. Deci dacă e să privim psi ca pe un vector
într-un anumit plan, spre exemplu, un plan cartezian, dacă simul e o chestie de genul ăsta, atunci 0 și 1 sunt axele planului respectiv, iar A și B sunt, cum ar veni, coordonatele de cele două axe, și când fac produs scalar, nu fac decât să proiectez și să măsor componenta de axe. Ok. Deci, cum ziceam, notația asta se cheamă ket-psi, notația cealaltă se cheamă pra-psi, și operația prin care ajung de la ket la pra se numește adjunct, sau adjunctare, nu știu care ar fi verbul. Dar ideea e că pra este adjunctul lui psi și, cum ziceam, putea să ne gândim la adjunctul asta ca fiind transpus a complex conjugat. Atunci când pun împreună un pra și un ket, obțin pra-ket, care e produsul scalar între cei doi vectori, și are proprietatea produsul ăsta scalar, nu este comutativ, ci atunci când am, spre exemplu, chi produs scalar cu psi, e complex conjugat față de psi produs scalar cu chi. Deci atunci când comut componentele, mi apare conjugatul complex deasupra. Ok. Deci ce am aflat e că qubitul trăiește în spațiu bidimensional, în spațiu Hilbert bidimensional, și că 0, 1, vectorii aceia formează o bază ortonormală pentru spațiul ăsta. Adică vectoria normă 1 și sunt ortogonale în față de cele. Dar acum, o subtilitate e o greșeală pe care am făcut-o și eu și pe care o face din multă lume. Chestiile astea două nu sunt egale matematic. Sunt echivalente, dar nu egale matematic. Psi, în forma asta, este o reprezentare a unui qubit. V în forma asta este o reprezentare pentru același qubit, dar nu sunt egale. Putem să spunem că psi este egal cu vectorul ăsta. Așa cum dacă am numărul 1 sau scriu 1 pe litere 1, ambele reprezintă același lucru, dar nu sunt egale matematic, pentru că unul și de caractere și celălalt 1. Deci, o să zicem că între ele este o relație de echivalență.